am ajuns la locul meu. Acolo unde place mie să vin și să vorbesc. Aici am și Wi-Fi, aici am și internet. Probabil de aceea este și locul meu favorit. Dar îmi place foarte mult că sunt terenul de fotbal aici. Astăzi fiind 25 februarie 2022, am spus că voi vorbi și despre mama lui Leo, despre patroana de la Strehaia, care din păcate a intrat și la pușcărie. Îmi pare rău, chiar îmi pare rău, pentru că este o femeie bună. Ce vreau să spun în legătură cu mama lui Leo, s-a comportat cu mine exemplar, a avut grijă de mine, nu mi-a lipsit nimic și plus de asta, bine că nu aveam nevoie, dar femeia a vrut, uite, ea și asta, când a plecat de la ei, mi-a umplut portbagajul cu carne. Vă dați seama că n-am putut să mănânc atâta carne și am dat totul la animale. Nu poți să refuzi, când cineva îți umple portbagajul, ce poți să zici, nu îmi pune? Dacă spui că să nu spună, se supără pe tine și na, prinde dușmanie, nu? Probabil, e logic. Patroana de la Strehaia are încredere în mine mai mult decât oricine. A vrut să-mi lase două găleți pline cu aur, pline cu cocoșei. Asta n-am spus-o niciodată. E prima oară când o spun în exclusivitate pe canalul meu de YouTube. A vrut să-mi lase două găleți pline cu cocoșei, pline cu aur. A vrut să găsim teren prin București, să ridicăm un cămin pentru oamenii în vârstă, să le oferim un adăpost. Deci asta am vrut să facem patroana. Vă dați seama dacă asta a vrut să face patroana, să facem ceva frumos pentru oamenii în vârstă, pentru bătrânii noștri. Chiar acum, când am fost, acum 2 ani, când am fost la Strehaia, unde am petrecut sărbătorile împreună, atunci s-a întâmplat acest lucru. I-am spus când mă întorc din America, n-am vrut să iau gălețile cu aur, o să spuneți că ia uite-l și pe ăsta, mă, n-am vrut, pur și simplu n-am vrut, pe mine nu mă face banul, da? Putea să fie miliarde. Dacă mi-o oferea mie să zici, bă, uite, Cristi, asta e găleata ta, ok, e cadoul meu, dar nici așa nu, e greu să accepti așa ceva, nu? Având în vedere că aveau și ei probleme acolo. Așa că asta am vrut să povestesc. Chiar îmi pare foarte rău, n-am vorbit până acum de patroana, dar îmi pare sincer rău, pentru că femeia nici nu știe să scrie măcar. Nu știu ce semnătură o fi dat, pe unde o fi dat, având în vedere că nu știe să scrie. Semnăturile ar trebui să fie nule din start, pentru că nu te iei, dacă citește cineva, tu trebuie să semnezi. Nu știu ce foi. Deci nu mi se pare normal, deci patroana nu trebuia să ajungă acolo. Vă dați seama că e la fel de bolnavă ca și Leo, adică probleme mari de sănătate, poate chiar mai mari decât are Leo. Și sper să iasă cât de curând, să fie vie și nevătămată și să meargă la doctor, la spital, să rezolve ce probleme are. Pare rău de ea, vă spun sincer. Hai că trebuie să merg acum la pariuri. Am oprit aici doar să vorbesc despre patroana și cred că ajunge. Nu vreau să vorbesc prea mult, să nu vă aud după aceea că ia uite acum mă iau și de patroana și nu știu. Nu mă iau de patroana, din contră. Femeia este, e tare. Femeia este, pentru ei acolo este într-adevăr patroana. Adică eu am văzut lucrurile acestea. Am terminat interviul, că așa numesc, mă vin aici. Am fost la interviu. Am dat interviu în legătură cu patroana. Acum am plecat, mă duc spre pariuri. Și voiam să mai spun ceva, că mama m-a enervat azi. Când am fost la bucătărie la ea, se uita la știri despre ceea ce se întâmplă în Ucraina.
Vă dați seama că nu le agrează pe, pe Putin, dar a spus că este frică să, să vorbească, să nu știu ce, și pe dincolo, că poate ne vede lumea, că vezi, Doamne, vin la noi la ușă, că asta, să nu vorbesc despre el. Cum să nu vorbesc despre un criminal? Un criminal este Putin. Doamne, deci nu pot să cred așa ceva, adică mai bine l-ar omorât pe el, și asta ar fi făcut Trump, l-ar fi omorât pe el, ca să nu moară cum mor acum mii de oameni. Mii. Am înțeles că au murit nu știu câte mii de ruși și de ucrainieni. Nu se poate așa ceva. Chiar nu se poate. Să reiau ce am spus mai înainte. Nu mi se pare normal. Și mai ales am văzut că sunt niște persoane care îl susțin pe criminalul acesta, pe dictatorul acesta. Nu se poate așa ceva. Nu poți să susții niciodată un criminal. N-ai cum. Sunt oameni care mor nevinovați doar ca să intre și în istorie cu cel de-al treilea război mondial. Deci vă dați seama cât de nenorocit este acest om. Pare rău că nu mai este Trump la putere, că l-ar fi potolit el. Nu ar fi retras trupele din Afganistan, cu siguranță nu. Cum a făcut ăsta care este acum, Biden. Vai de capul lui, vai de mama lui, cât de slab este. Deci e ceva de, de nedescris, adică post pandemia asta, vrăjeală, nu știu ce, acum războiul ăsta este, nu știu cum să zic, nu trebuia să întâmple așa ceva, nu trebuie să moară oameni. Asta ar fi trebuit omorât, că sunt atâția spioni, sigur, este foarte urmărit, un pas greșit să-l decapiteze. Un nenorocit de om care nu merită să mai trăiască. Ați văzut cum a murit Hitler. Poți înconjura de ruși și atunci ce a zis? Hai să mă sinucid decât să mă prindă ei, nu? El și cu soția lui. Așa o să întâmple și cu nenorocitul ăsta. Hai că mă apropii de pariuri. Bam, bam. Uite și școala. Basul, cum se spune. Așa că patroana de la Strehaia a vrut să-mi ofere două găleți pline cu aur, cu cocoșei, ca să facem o faptă bună împreună, bineînțeles. Uite ce aș fi făcut în locul meu, aș fi luat gălețile și aleluia! A? Sau de ce nu au oferit gălețile cu leu? Așa că nu mai plângeți pe ei că sunt vai de capul lor, că sunt sărași, că nu știu ce, nu. Ei sunt amărâți doar prin prisma că sunt la pușcărie, adică la modul acesta, nu sunt sărași. Ar trebui să vă dea de gândit celor care nu-i suferă, să vă dea de gândit că patronul într-adevăr a vrut să facă lucruri bune. Atunci când mi-a propus acest lucru, eram la Strehaia de sărbători, dar mai mi-a spus înainte de sărbători, când am întâlnit cu toții, ne-am întâlnit la Pitești, acolo mi-a spus prima dată. Am spus să căutăm teren, să ridicăm un cămin pentru oamenii în vârstă. Bam, bam.
Cine zai că m-am uitat în spate și s-a uitat de pe mine. Ce vrei, mă? Ce vrei? Personal un... Tit! Nu sunt petrocolor? Ce credeți? Este a doua oară, într-o lună de zile, când eu merg la pariu, dau 100 de dolari, joc 20 de dolari, adică îmi las eu 20 de dolari în cont, la pariu, tot vreau eu. Și restul îmi dă 2 de 20, una de 10, de 5, de 1 dolar, nu știu ce, toate făceau 75. Dă-mă restul 80. E a doua oară când face aceeași persoană. Pare rău că n-am filmat. M-a luat banul, mi-a numărat în față, cică, nu știu ce. Vă dați seama că n-am mai ieșit, data asta n-am mai ieșit din benzinărie. Data trecută ieșisem, am numărat 2, 4, 6, atunci erau 7. 10 dolari lipsă. Băi, ești nebun. Vedeți, și americanii fac șmecherii. Poate mai rău ca românii. Fii corectă cu mine, că mi-a zis că eu sunt confuz. Și am zis, nu eu. Ok. Nu-mi place să fiu fraierit, să fiu păcălit. Dacă e, las de la mine, dar nu vreau să fiu fraierit. Adică cum, mă ia de prost? Vă dați seama că data viitoare, dacă mă duc chiar cu 100, zic 20, îmi dă 50. Eu zic, a, ok, it's ok. Thank you. Mai și mulțumesc, nu? Nu, tată, nu. E de ceva timp aici, adică... La început n-am făcut chestiile astea, acum, în ultimul timp, da. E, atunci când o să mai mă duc cu 100, nu mai mă duc la ea. Dacă ea este acolo, o să mă duc la altă benzinărie. Adică dau să văd cine este, dacă sunt băieții aia, sunt niște băieți super ok, mă duc la ei, dacă nu, mai iau o benzinărie lângă și mă duc acolo. Nu vreau să mai dau de asta, stau să îmi dea banda aia de 5, de 10, de 1, nu știu ce. Tot ca să mă faci pe mine, Doamne ferește. Sunt camere acolo, n-am băgat 5 dolari în o parte sau într alta. Mi-am dat ea 75, nu știu unde, 80. Hai, bam bam. Asta am vrut să povestesc. Să vedeți și voi cum este aici în America. Și credeți-mă pe cuvânt că n-avea rost să fabulez, să zic la vrăjeală, la harleală, cum îmi place mie să spun. Hai, bam bam. Chiar dacă nu vă place, bam bam. Mă văd că se joacă tenis aici. Niște gagici. 3 gagici. Bine făcute, zicea Mariana. Trebuie să intru și eu ca să scăm la lucru. Că ești mingea afară. Se joacă și tenis aici. Volei nu. Nisipul este acoperit de zăpadă.
Bună dimineața! Ce faceți? Tot la bucătărie? Ce avem noi aici? Ciuperci? Și piept de pui? Și orez, un pilaf? Pentru mine poți. Da? Uite pe mama, mă. Dis de dimineață, mă, cu noaptea în cap. Mă, chiar cu noaptea la 6 azi. Adică 6 din... 5 și ceva nu e cu noaptea în cap? 5 și ceva nu e cu noaptea în cap? Hai, lasă-mă. Mamă, la cum se trezește, mama, mă. Să uite și alea. Ce se întâmplă în România, acolo? E ce se întâmplă aici. Da? Ții cu Putin? Nu vreau să discut. Normal că nu. Știe, mama, ce. Pentru lumea, au murit mulți sute și din partea lor, păcat, și din partea... Soldați, da? Și civili, da? Soldați, civili. Sute și dintr-o parte și... Păi, normal, e război. Și eu nu știu ce-o fi vorbit cu... Nu o să... Îl omoare pe jegul ăla ordinar, pe criminalul ăla? Nu mai vorbești. Păi cum adică nu mai vorbești? Este, eu un criminal ce-a făcut. Păi cum adică? Da, trebuie să vorbim. Dacă era Trump, nu mai se întâmpla așa. Mi-e frică. Dacă era Trump. Era liniște. Vedeți ce zice mama? Exact ca mine. Trump știa să se pune punctul. Păi da, normal. A văzut pe ăsta slab și... Da. A început nebuneala. Asta. Păi da, au retras trupele din Afganistan. Au retras trupele din Afganistan. Nu știm care a fost treaba, da? Păi da, am mai speriat. Am ieșit afară. Am mai încălzit cât de cât. M-am mai speriat de bombe. Îmi zice după aceea că să nu vorbim de război, de Putin, de astea, că bine și ne ia de la ușă. Doamne ferește, du-te, Doamne, de aici cu... Aia numai cu noi n-avea aia treaba, de noi. Du-te, bă, că mie nu-mi e frică de nimic, de nimeni, auzi și tu. Că vine de la ușă și te ia, că arestează în Rusia, că... Răjeală ordinară. O să fie frică de așa ceva, auzi. Și în America. Și astăzi 25. Februarie 2021, pregătesc mâncare pentru animale. Am pus aici și chiftele, niște treburi, pâine. Ia uite ce le dau eu acum. Niște file de pește înghețat. O să dezghețe până le duc eu. Astea care mâncam eu sus nu mai mănânc, nu le arunc decât ambalajele. Uite, iar de cartofi. Vedeți, eu nu arunc nimic. Deci astea care le-am început și nu mai mănânc. Uite, cuchi. Chiar și astea am mâncat una și nu-mi place. Dar v-am zis, chiar dacă eu cumpăr mâncare, cumpărăm mâncare multă sau nu știu ce, nu cumpăr special și pentru animale, adică nu cumpăr ca să-mi bag joc de mâncare. Dar cumpăr și pentru animale, ce să fac acum? Am eu plăcerea asta, chiar am plăcerea asta, să dau la animale. Păi, am mâncat două din astea și nu mai pot să mai mănânc. Eu dau. Am mâncat și eu de poftă, nu? Asta o să le bag într-o pungă, le arunc. Uite, ia mâncare pusă de mama. Uite, de pepene. Coși de pepene, de acolo și din pepene, din ăla galben. Uite, o înghețată. Ce caută asta aici? Hai, fac gunoi cu ea. Mai am pus și niște de-astea. Am uitat cum le așteptăm, da? Le spun astea. Astea le aruncă, astea se vină cu noiul.
Eu știu că e greu acolo în România, cu mâncarea cu asta, dar acum ce să fac? Să trimit mâncarea în România? N-am cum. Eu mai dădeam la homeless pe unde am fost, California, în Hawaii am dat la cineva. Ce-am mai dat? Decât să arunc. Auzi, căutau un gunoi și atunci ce-am zis, hai să dau. Hai, am început ziua cu făcând pachete pentru animale. A, și pâine aici. Ia uite pâinea. Ia să pregătesc eu și pâinea. Pâinea. Ca să le iau ambalajele și să fie desfăcută. Aduc sacoșa aia care uscar eu paporniza. Am plan să pun pâine acum, dar în plan e să fac două drumuri la animal. Cu pâine o mâncare, nu? Am luat pâine. Asta e pâine proastă, că n-am mai înghețat ca aia de data trecută. N-am mai fost așa, minus 7 grade. Vreau să duc acolo pe terenul de fotbal, dacă poate, unde erau ghisturile alea care ăla care era cu copilul a speriat ghisturile și a zburat. Vedeți, sigilată toată pâinea în pungi. Asta e special cumpărată de mine pentru animale. Pâine proaspătă. Uite și bagel. Ia adusă cu bagel cu semințe. Bagel. M-am zis bagel. Stă bine pâine aici. Am pus și o cutie peste ea, deasupra. Îngheța și cu cutia deasupra dacă era să fie fost iar minus 7 grade. Mamă, s-a umplut ăsta aici de bun. Mai am destul de bun. Cum cât merge și forma mai fac un drum. Poate mâine. Ne dau și lor așa pe repriză, nu ne dau toate deodată. Poate pâine bună, bă, băiatul. Uite, am și un de-asta. Asta îl iau cu tot așa. Ăla e un fel de... E cozonac, dar nu-i cozonac. La gust, așa. Băi, e nu s-a umplut asta. S-a umplut asta cu pâine. Ajunge, suficient. Uite, mai am aici. Una, două, trei, patru, cinci, șase, șapte bucăți. Las aici. Asta e pregătită pentru un drum. O să strâng asta să le arunc. Să se vine aia cu gunoiul să le ia. Mi-am făcut aici depozit pentru animale.
alimentarea pentru animale. Hai, v-am pupat la portofel. Sper că v-au plăcut vlogurile mele, episoadele, ultimele două, cel în care am vorbit cu Leo la telefon și cel cu vulpița. Bam, bam! Andreiuța mea, mă. Ce faci, friend-ul meu? Friend-a mea. Roberi! Ce faci? Ai venit? Te-am auzit? Șt! Hai zi-mi cum e, că acum arde. A venit! Da, a venit Andrei, hai! Hai! Mica! Hai, Mica, că a venit Andrei! A venit mama ta, Mica! Uite, vreau să zbor, hai! Ia uite, vreau să dea jos! Hai, hai aici! Hai la Andrei! Hai, hai! Come on, Mica! Hai, come on! Hai, că a venit mama ta! Hai! Hai, da! Nu știe ce, să vedem dacă vine la Andrei! Vreau să zbor! Să vedem dacă vine la Andrei. Hai, mă, normal vine, că vine. Andrei s-a spus la baie și vine imediat, da? Nebunit după Andrei. Bam, bam, asta. A, s-a dus și încă un box de mâncare, carne, copanele pentru animale. Ia, ce mai am special pentru animale. Spunea cineva că de ce aruncăm atâta mâncare. Este plăcerea mea să iau pentru animale special și mâncare care nu mâncăm la fel. Uite, am iaurt, brânză și de astea cu fructe. Uite, copanele. Le dau la animale. Iar pește file. Ia ce mai e pe aici. Uite, asta cu mere. S-a mâncat o parte și în altă nu mai mâncă nimeni. Și de asta cu carne. Să vedem cum le pun acum. Să completăm aici. Ia să vedem. Completat. O să le punem deoparte. Ia să vedem ce mai e pe aici. Să fie de aruncat. Uite, sigilată e asta. Pește. Adică file de pește din ăla bun. Proaspăt, nu mai mănâncă nimeni. Mai avem și noi prin casă. Eu să iau copanelele astea, că o să arunc din copanele astea, dar și la castor, sau mai degrabă la raton, să vedem. Sau pentru coioți ar trebui astea. Pentru coioți, mă. Acum ce mai avem? Asta nu știu cum să-l dau, să-l dau întreg așa. Ha? Hai să-l las întreg. Asta iaurtul o să pun la aiurea, tot așa întreg. Hai, bam bam. Vrei să ții ceva de aici? Mandarine sau? Ce mandarine la tine? Vrei să ții? Ia-ți vreo două, trei mandarine. Ce frumos ești îmbrăcată, mă. Deci asta, chestia asta e din aici. Eu sunt din Arizona. Andreea, din Arizona. Andreea, am venit la plimbare. Da, ce? Da, de aici. Am venit la plimbare spre animale. Să le dăm mâncare. Astăzi 25 februarie 2022. Se aud păsările. Primul transport cu pâine. Pâine luată de ieri, de aseară mai exact,
care de data asta nu a mai înghețat. Afară este frumos, s-a mai încălzit. E chiar timp frumos. O să o las aici, la prima stație, cum zic eu, o să las niște iaurturi. O să vă arăt și ce o să arunc acum la Castor, după ce las mâncare aici. Să vedem dacă am mâncat ce le-am pus ieri, caserole, le-am pus și ceva sos. Din câte mi-am aduc aminte, nu mai văd nimic deocamdată de aici. Să vedem aproape, să vedem dacă e ceva jos. Vreau să le dau astea acum. Le desfac. Le-am luat țipla dinăuntru ca să poată să ajungă mai repede. După că au mâncat, bă, au lăsat decât un singur sos aici. Perfect. Uite, este desfăcut. Asta e iaurt și ceva brânză. Capacele le-am luat, dar nu la gunoi. Și mai am unul. Ăsta e pentru ăsta, pentru Castor. Calupul ăsta de carne. Mai că am desfăcut și pe ăsta. Să las și pe ăsta aici. Hop, hop, hop. Uite, dacă n-am dat țipla jos, n-am mâncat tot sosul. Uite, caserola acolo. Las că iau, că mă întorc să duc pâinea mai întâi. Cu carnea asta pentru Castor. Cu carnea o să vin mai încolo. Nu vin acum. Ia să las capacele aici, când vin, le iau. Când mă întorc. Ca să nu mă încurce, că mai arunc pâine așa din mers. Găsesc locuri unde să mai arunc pâine. Ia să întorc și camera. Am întors camera. Ca să răspund unor frustrați de pe YouTube, că mă întreba nu știu cine, că eu iau bani de la statul american, că nu știu ce și pe dincolo. Băi, și dacă aș fi luat gesturile mele, care le fac pentru animale, sunt gesturile mele, da? Și eu mă apreciez eu singur pentru ceea ce fac. Și în al doilea rând, mă apreciază animalele, nu? Sunt niște suflete. Sunt niște gesturi pentru animale. Așa că, mucles. Și faci tu gesturi frumoase, dacă ai cui să faci și dacă ai din ce. Eu am cui să fac și am și din ce. Asta nu înseamnă că arunc cu banii stânga și dreapta. Nu, fac gesturile că mie îmi face plăcere, da? Asta e din plăcere, da? Că filmez, că nu știu ce, e problema mea, nu? Așa că nu mai fiți frustrați, unii dintre voi, și să nu vă mai doară pe voi, că nu mă urmărește nimeni, că nu am vizualizări și astea. Nu o fac pentru vizualizări frustraților, fac pentru mine, trăirile mele, da? Am mai spus, trebuie să mă repet pentru absolut toată lumea. Și așa, pentru psihicul vostru, pentru neliniștea voastră, să faci aproape 65.000 de vizualizări într-o săptămână, asta înseamnă că nu sunt urmărit, nu? O să pun și vizualizările, le înregistrez pe ecran, le pun pe YouTube într-un episod viitor, că poate credeți că mint, nu? Eu nu mint, sunt transparent. 100%, hai că m-am apropiat de Castor, n-am timp de frustrați. De Castor. Eu mulțumesc oamenilor care mă apreciază, care văd că eu fac gesturi frumoase. Așa am fost eu mereu și îmi place să fac gesturi frumoase. Au mâncat cârnații aia, bă. Castor a mâncat cârnații, că vreau să zic, cred că doar Castor a mâncat. Uite,
carne. Carne de carne, tată. E, cum să zic, din aia tocată, ia să o arunc sus acolo. Io! Perfect. Deci acolo l-am aruncat cu totul că e de aia tocată și făceam o soare pe mine, am mănuși. Hai și pâine. Merge cu pâinea. Uite, pâine feliată. Perfect. Și pe aici. Ca să văd eu când mă întorc, să văd dacă că vin mâine de fapt. Oricum o să vin mai încolo, mai la noapte, să aduc și carnea aia. Mai am o sacoșă plină cu carne. Uite. Am aruncat cât mai sus acolo. Acolo e un lac, dar de fapt e lacul înghețat acum. Hai și aici. Perfect. Am aruncat multă pâine aici. La castor. Că în partea înaltă o să dau multă carne, așa că trebuie să arunc multă pâine aici. Uite, frumos afară. Hai să mai arunc. Uite câtă pâine am. Pentru animale. O dau și acolo. Era să rămână în copac. Ia, câte poate am dat? Aproape jumate, mai mult de jumate. Uite și pe acolo. Peste tot. Pâine la greu. Hai și pe asta. Gata. Hai, merg mai departe să văd dacă mai găsesc până în locul acela unde dau eu să mănânce. Acolo merg mai încolo, peste 2-3 ore să duc mâncarea aia care o mai am. Acolo e numai carne, copane. Ia să arunc și pe aici. Puteam să vin cu două sacoșe, am zis să vin cu o sacoșă. Uite și aici e frumos. Uite, urme de animal. Am văzut. Sunt rațe pe aici. Uite, sunt rațe. Uite, le arunc cu pâine. Au văzut că le-am aruncat pâine. Hai, mac, mac! Mac, mac! Hei, mac, mac! A, scăpin ele după aia. Uite, le-am văzut acolo cum s-au dus. S-au speriat, bineînțeles. N-am ce să fac, trebuie să le arunc. Altfel cum? Cum să le dau? Să le dau din mână, că ele nu stau. Ia să le arunc și pe partea asta. Că le avem pe partea asta altă acum. Le arunc așa. Ca să vadă. Hei, mac, mac! Gata. Contează că n-au zburat. Când mă întorc o să fie la mâncare, să vedeți. O să vedeți. Vedeți? Sunt real. Dau mâncare la animale. Da, iubesc animalele. Mai ales pe astea care sunt sălbatice, adică care de astea nu are nimeni grijă. Alea de companie au stăpânii lor, au mâncare bună. Dorm la căldurică. E, în schimb, astea sunt uitate de oameni, pentru că n-au de ce să gândească la ele. De ce să se gândească la animalele de aici care n-au nicio treabă cu ele, când ei le au pe alea acasă, nu? Nu este logic. Dar dacă așa gândesc oamenii, ce să le faci? Am văzut că vă uitați pe ultimul episod care l-am postat, cum că am vorbit cu Leo. Într-adevăr am vorbit cu el. Și când voi mai vorbi, voi mai povesti, voi mai spune.
am văzut că majoritatea dintre voi, la femei mă refer, lăsați comentarii frumoase, cum că merit o femeie, o femeie e pe măsura mea, adică o femeie cu un suflet bun, o femeie drăguță, și atunci când încerc să vă dau și eu, să vă răspund la întrebări, să vă dau contul meu de Facebook, îmi dați din alea, că sunt măritată, că sunt fericită, da, chiar mă bucur. Păi atunci, vă rog femeile măritate să nu mai facă astfel de complimente, că eu mă gândesc că una dintre voi vreți să aveți o relație cu mine și atunci când vă dau contul de Facebook și spuneți că de fapt eu sunt măritată, nu-mi cade bine. Cam greu să găsești o femeie de calitate în ziua de azi, adică una care să nu fie pe interes, e greu. Uite, am văzut rațele și pe aici. Ia să vedem. Uite-le acolo. Am aruncat cu pâine. Cred că și-au dat seama că... Ia să vedem. Hei, maca, maca! Uite-le acolo. Hai și pe asta. Eu chiar la el acolo am și stropit. Am ajuns și aici la locul unde dau eu să mănânce. Hai mă, la masă! Uite ce e aici! Rațe! Maca, maca! Uite, mai rămas un portocal. N-a fost bun, a fost seacă. A să arunc pâine și acolo. Pe lac. Hai că mai am pâine, las și pe aici. Aici vin multe animale în locul acesta. Masa de după amiază. Și astea pe lac. Să ducăm partea în altă, la rațele alea care le-am văzut. Să scutru și asta. Nu m-am mai pus camera să mă filmez. Că nu asta contează pentru mine. Contează să fac lucruri bune. Observ că sunt oameni frustrați, care și dacă faci fapte bune, lucruri bune, ei sunt ofticați și frustrați, pentru că ei nu pot. Bă, dacă voi nu puteți, muclez, lăsați pe alții care pot. Nu o fac pentru cameră, de câte ori am adus mâncarea aici și ne-am pus camera, nu mai știu eu, dar având în vedere că îmi place să postez pe YouTube câte două episoade pe zi, chiar și trei, sau poate chiar unul, nu asta este important, trăirile mele de aici din America sunt unice și nu știu dacă să mă mai întâlnesc cu viața de aici. Oricât de bine ar fi, oricât de mult aș trăi în lux, hai să întorc camera ca să am spus, oricât de bine este aici, că am o viață de lux, că în România nu voi avea, nu mă interesează acel lucru. Contează să mă simt bine oriunde, și că e viață de lux, și că nu e viață de lux. Eu vă spun sincer, mă simt mult mai bine în România. Adică unde nu este viață de lux. Da, vă spun sincer. Pe mine nu mă ating banii, sumele de bani, adică nu mă fac să stau într-un loc unde eu nu mă simt bine. Pot câștiga milioane de dolari, de euro. Doamne ajută!
dar nu mă face să rămân aici. Chiar nu mă face să rămân aici. Că trebuia să vin eu după 6 luni să mă întorc în România. Am anulat biletul fără ca să primesc banii înapoi. Și am mai trecut 7 luni. Sper să nu mai treacă mult și să mă întorc în România. Vreau să merg acolo la românii mei, la prietenii mei. Am prieteni. Bine, îi număr pe degete, dar aia care sunt. Aici nu am prieteni. Nu am nici gagică. Ca să nu mai zic soție. E greu să-ți faci aici. Pentru că majoritatea sunt măritate. Pe care nu sunt, stau închise prin căsuță. Am văzut rațele alea, au venit să mănânce pâine. Astea, un pic că le e foame, dar le-am prins eu cum mănâncă. Or fi ele rușinoase? A? Uite, am ajuns iar la Castor. Am lăsat o grămadă de pâine la Castor azi. Cred că nu numai pentru el, ci pentru rațe. Gâștele nu vin aici, decât rațe. Gâștele au locul lor în partea cealaltă, la lacul acela mare. Deocată n-a venit nimeni pe aici. Mai în față am lăsat mâncare la raton. Pe raton n-am cum să uit. N-am cum să-i uit. Nu să-i uit pe raton, care ratonul acela mi-a purtat noroc. Hai că mă doare puțin mâna, acum nu e așa frig. Merg acasă și mă pregătesc să merg într-un loc. După aceea trebuie să mai fac un drum aici, care mie face foarte mare plăcere. Hai, bam, bam! Și hai să vă mai povestesc cum a fost ultimul an pentru mine în România. A fost un an foarte, foarte greu din punct de vedere financiar. Da, a fost greu, pentru că eu când am venit în America în 2019, am stat 8 luni jumate aici. Așa, 8 luni jumate, m-am întors în ianuarie prin 2020. N-a făcut cine știe ce firfirei. Cred că m-am întors cu 1300 de dolari, dacă nu mă înșel. O sumă mică, ca să trăiești un an de zile în România. E ceva. Din banii aia, 1300 de dolari, m-am descurcat cu chiu cu vai, fost la limită, cu mâncarea, cu orice, cu întreținerea, cu facturi, cu alea. Și am stat și 3 luni de zile la mare, adică am stat toată vara la mare, la Mamaia, adică m-am descurcat, nu? Vă dați seama acum. După un an și o lună de zile care am muncit aici, am strâns ceva bani, chiar am zis eu odată o sumă de 100.000 de dolari, cam pe acolo, să zicem așa. Nu vreau să mă laud, că nu este o laudă. Mă laud când muncesc, atunci mă laud, pentru mine este o laudă, și când fac faptele acestea cu animalele, cu mâncarea. Acum vă dați seama că pot avea o viață frumoasă mulți ani de zile de acum înainte în România. Dacă eu m-am descurcat cu 1000, ce mă, cred că era 1100, nu știu. Am zis așa, o sumă, 1300 de dolari, să te descurci un an de zile în România cu facturi, cu 3 luni de zile să stau la mare. Nu, să nu credeți că m-am lăfăit. A fost tot timpul la limită. Ce dacă? Simt că o să mă descurc mereu, tot timpul. Poate dă norocul și peste mine să-mi găsesc jumătatea care mă urmăriți, care vreți, care puteți și vreți să ne cunoaștem mai bine decât în comentariile de pe YouTube. Intrați pe Cristi Marin pe contul meu de Facebook, cu aceeași poză care o am pe YouTube. Cristi Marin 2020, adresă de TikTok. Cristi Marin 2020, adresă de Instagram. Vom socializa, ne vom cunoaște, putem să vorbim și la cameră, să ne vedem.
Da, vreau să o cunosc. Să cunosc o femeie serioasă. Sau nu neapărat serioasă, dar să nu fie pe interes. Hai, da, mă duc că nu neapărat serioasă, adică putem avea și o relație modernă, adică nu vreau de-alea cu interziceri, că cine ți-a scris, că cui a scris ei sau nu știu ce. Nu, nene, nu. Putem avea prieteni. Dacă vrei să te duci la alt bărbat, du-te, dar nu spune mie. Nu te țin cu forța. Asta am vrut să înțelegeți prin asta cu serioasă, relație serioasă. Nu neapărat. Să ai caracter, să ai obraz și atunci vom putea întemeia și o familie. Bam, bam.